Reciclarea este importantă, dar nu este mereu clar cum trebuie să facem asta. Astăzi vom învăța cum să reciclăm corect, bineînțeles, distrându-ne în același timp. Cu tot gunoiul care este produs, e dificil să ne dăm seama unde trebuie pus fiecare deșeu. Însă, cunoscând informațiile de bază, vom putea ajuta la îmbunătățirea procesului de reciclare. Nu uita, însă, să clătești ambalajele înainte de a le recicla. În tomberonul verde aruncăm sticla. În tomberonul albastru aruncăm hârtia și cartonul. În tomberonul galben aruncăm plasticul și metalul. Acum că știm cum să reciclăm corect, trebuie doar să ne amintim să facem asta de fiecare dată când aruncăm gunoiul. Mai mult, ține tot de noi să învățăm pe alții, dând mai departe informația. Împreună contribuim la o lume mai curată și mai sustenabilă. Poate va fi mai dificil la început, dar cu suficient efort, împreună vom reuși. Însă nu toate deșeurile pot fi reciclate. Pentru acestea, există tomberonul negru care trebuie folosit. Chiștoacele, sticla spartă sau hârtia igienică. Toate aceste deșeuri se aruncă în tomberonul negru pentru non-reciclabile. Împreună putem reuși. De asemenea, putem composta pentru a crește calitatea solului. Trebuie să ne asigurăm că produsele biodegradabile ajung în compost. Putem face compostul în propria grădină. Ține minte că resturile de mâncare trebuie astupate de frunze și pământ. Mulțumim că reciclezi cu noi. Împreună salvăm planeta.